Transportatori și fermieri din zona Romanului s-au alăturat colegilor de breaslă care de câteva zile s-au reunit din toată țara pentru a protesta în privința unor revendicări pentru care reprezentanții guvernului nu le-au dat asigurări că se vor lua măsuri până la această dată. Astfel, vineri 12 ianuarie 2024, coloane de autovehicule au parcurs ruta variantei Roman Vest, intrând în Roman cu traseu spre zona giratoriului de la Favorit, apoi giratoriul de la Horia, reluându-l timp de 10 de minute. Oamenii și-au manifestat în acest mod solidaritatea față de cei care manifestă deja de câteva zile, dar și indignarea față de lipsa de reacție în fața doleanțelor lor. V-ați adunat astăzi în număr considerabil, sunteți în același loc în care au protestat și colegi de breaslă din țară zilele trecute, manifestându-și nemulțumirea față de anumite revendicări pentru care până la această oră guvernul nu a emis niște soluții, rezolvări, da? Da, da, da. Bun, ce ne puteți spune? Care este punctul dumneavoastră de vedere? Și să vă putem spune, acum am terminat teleconferința cu Zelenski și ne-a promis următoarele. Dacă ieșim și luni în stradă, îi dă ordin lui Ciolacu să ne bage subvenția pentru agricultori, să ne dea motorină la prețul care le-o dă lor, ucrainienilor, și el ne-a promis că ne aduce îngrășământ și sămânță la prețurile din Ucraina. Adică 20 de lei doza de sămânță și 200, nu ca la noi, 200 de dolari, la ei 20. Și 200 de dolari tona din îngrășământ, respectiv urei. Asigurările, fără asigurări, exact modelul Ucraina și așa mai departe. Dar cu o singură condiție. În octombrie va fi pe liste Zelenski, că Zelenski conduce România. Noi nu mai avem conducători, nu mai avem nimic. Și cu toți băieții ăștia, cu toți fermierii, cu toți transportatorii, îi promit insolent că în octombrie îl votăm. Motorina în Ucraina, vândută din România, e 4 lei. La noi e dublu. Îngrășământul, v-am spus, la ei 200 de dolari, la noi am cumpărat cu 1000. Sămânța e 20 de dolari la ei. Doza la noi e 200 de dolari. Deci, dacă ne ajută în condițiile astea, putem să mai continuăm și noi să facem agricultură, transport și așa mai departe. O să continuăm și luni, inclusiv scoatem utilajele agricole și asta e situația. Nu se mai poate așa. Noi n-am luat subvenții, am avut 2 ani de secetă, de-abia am terminat să ne plătim datoriile și arenzele, suntem pe zero. Ei nu ne-au băgat subvenția, nu știu de ce, datorită faptului că are niște oameni incompetenți la apia și așa mai departe, confundă grâul cu lucernă, confundă lucerna cu sfeclă. Și vina am eu. Nu mi-am primit banii nici acum. Deci spuneți că sunt foarte multe neconformități și nereguli care v-au scos astăzi în stradă, da? Da. N-am ieșit întâmplător, vă dați seama și dumneavoastră, că n-am ieșit întâmplător sau am ieșit din plăcere. Am ieșit din nevoie. Nemulțumiri sunt o groază. Avem o groază. Ca de exemplu asigurările care, după cum știți, toată lumea știe și toți cei care sunt aici s-au lovit de situația asta și bănuiesc că e prima și cea mai grea problemă pe care o avem. Asigurările care ei tot au zis că le-au plafonat și le-au plafonat niște prețuri nesimțite. Acum vin și ne trezim că deja sunt scumpite cu 500%, cu 300, cu 500%, da? Nu mai zicem de motorină, de acciză, de drumuri, de atâtea scumpiri, atâtea de prețul care ne trage înapoi în... Dar asta este. Și de asta ieșim în stradă, de asta facem, protestăm pentru să putem supraviețui. Absolut, măcar că nu facem nimic altceva. Pentru suntem condiții mulți, mai bune, spuneți, mulți, da? Pentru condiții mai bune. Mulți dintre noi sunt care suntem zi de zi plecați, suntem pe drum, suntem și numai noi știm cum facem în așa fel încât să ne plătim datoriile către stat și către
Credeți că se va rezolva ceva prin aportul dumneavoastră, al colegilor, al celorlalți și în noi, țară? Și în, altă, în toată țara, noi sperăm ca să fie, ca să sperăm ca să putem să ieșim din situația asta. Că dacă nu ne înțeleg și nu ne ajută, vă dați seama că nici noi nu suntem oprimi. Dacă totuși nu se vor rezolva aceste revendicări, doleanțe, ce veți face mai continuăm, departe? Continuăm. Noi suntem dispuși să continuăm. Cum, așa cum am început chiar de ieri, ne-am strâns într-un număr... Domnul ministru i-a dus la schi. Până stopește zăpada, dar se întoarcă. Da. Aveți și un mesaj pentru cei care au putere de decizie și poate vă urmăresc în acest moment? Da, bineînțeles. Cu rugăminte la ei deocamdată să ne ia în considerație și să aplice asupra doleanțelor noastre. Principalele revendicări ale protestatarilor vizează plafonarea RCA în regim de urgență la 5.000 de lei pentru B0, amendarea OG 43/1997 privind toleranțele la mase și dimensiuni, armonizarea acesteia cu regulamentul european privind controalele în vâm și tarife de utilizare a rețelei de drumuri fără dublă taxare, tratament fiscal nediscriminatoriu a angajaților din mediul privat în privința alocației de cazare, aplicarea RO e-transport doar la mărfurile cu risc ridicat în conformitate cu prevederile directivei europene, elaborarea în regim de urgență a legii antidumping promovată prin ordonanță de urgență pentru eliminarea concurenței neloiale din toate sectoarele economice. Sunt și alte nemulțumiri invocate de aceștia, amintind echivalarea categoriei B cu TR și categoriei B1 cu TR1, lipsa subvențiilor din conturi cu diverse tertipuri, nesustinerea printr-un cadru legislativ adecvat a fermierilor români în fața invaziei investitorilor străini, care primesc credite cu dobândă zero, și lista poate continua.